Șeful serviciului de gospodărire a apelor Gorj în atenția poliției pentru delapidare și fals intelectual. Alexandru Buduran este vizat într-un dosar penal deschis in rem de către IPJ Gorj. El a fost chemat la audieri după ce polițiștii au constatat că directorul și-a pontat fictiv angajații la serviciu, însă în realitate aceștia munceau la cabana sa din zona Rânca. IPJ Gorj a deschis un dosar penal după ce inspectorii de muncă au descoperit angajații ai societății de stat muncind la pensiunea directorului Serviciului de Gospodărire a Apelor Gorj de la Rânca. La data de 7 octombrie anul curent, ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat de 39 de ani ar fi dispus ca în perioada septembrie-octombrie 2020, 9 bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani, angajați a instituției pe care o conduce, să desfășoare activități de construire la o pensiune deținută de acesta în orașul Novaci, zona montană Rânca. În acest sens, bărbații ar fi fost pontați în fals la locul de muncă, deși aceștia și-ar fi desfășurat activitatea la locația de mai sus. În cauză s-a întocmit dosar penal, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și fals intelectual. Ieri, Alexandru Buduran declara pentru TV Sud că angajații prinși la muncă la cabana sa din Rânca se aflau în concediu de odihnă, însă polițiștii au descoperit că, de fapt, aceștia au fost pontați fictiv la locul de muncă. A fost o chestiune, așa, probabil hazardată și a mea la finalul lucrărilor acolo. Colegii de comun acord, știind că am și eu o construcție în Rânca, s-au oferit să mă ajute la curățenie. Am considerat că nu e o chestiune atât de gravă și cuantificabilă încât să închei contract de muncă. Nu m-am gândit la chestia asta, dovadă că și cei de la ITM m-au amendat pe muncă la negru, deci nu s-a făcut nicio asociere cu unitatea, angajații erau în concediu în ziua respectivă. Deci n-am prejudiciat cu nimic unitatea, nu știu de ce am devenit așa o țintă. Se pare că încă nu s-a terminat campania sau continuă. Părerea mea că am nimerit cumva în jocuri mai mari decât mine, se asociază imaginea cu personaje politice, cu alte interese. Până la urmă consider că am fost o țintă pentru că controlul a fost un control cu dedicați. 7 salariați ai SGA Gorj au fost surprinși de inspectorii ITM muncind la cabana directorului SGA Alexandru Buduran. Amenda aplicată de ITM Gorj a fost drastică, de 140.000 de lei. Buduran a anunțat că va contesta amenda primită.